Primăria orașului Vicovu de Sus găzduiește în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Piatra Neamț un workshop denumit Ideaton, care își propune să găsească soluții inovative pentru eficientizarea energetică a școlilor, care să fie puse ulterior în practică prin promovarea unor proiecte cu finanțare europeană. Primarul Vasile Iliuț a declarat că la evenimentul care va avea loc în zilele de 8 și 9 februarie vor participa în jur de 100 de persoane, specialiști din toate domeniile de activitate, profesori universitari, dar și experți din Columbia. Sper ca acest mare eveniment să fie plus valoare pentru dezvoltarea infrastructurii școlare din Vicovu de Sus, a spus Vasile Iliuț. Reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Piatra Neamț, Agata Filimon, șefa biroului de specializare sectorială și colegul său, Claudiu Mitrea, au fost deja la Vicovu de Sus pentru a pune la punct detaliile organizării marelui eveniment. În prima zi o să facem acest exercițiu interactiv în care căutăm soluții. O să facem un concurs de soluții între echipe, o să avem niște criterii de jurizare și soluțiile cele mai bune le vom utiliza a doua zi într-un workshop puțin mai restrâns, un pic mai aplicat, în care avem o propunere de fișă de proiect pe care noi o utilizăm la Agenția de Dezvoltare Regională pentru colectarea de idei de proiecte de inovare. Împreună cu cei de aici, o să încercăm ca aceste idei să le transpunem în mod concret în niște fișe de proiecte care conțin cam tot ceea ce e necesar pentru a face o aplicație indiferent de program. Un asemenea proiect se va putea propune la finanțare funcție de apelurile care sunt deschise dacă ideea este bună, a declarat Agata Filimon. Aceasta a explicat cum s-a ajuns ca la acest eveniment să fie prezent și experți din Columbia. Printre invitați se vor număra și experți din Columbia, experți pe zona de mobilitate. Regiunea noastră e parteneră într-un program european de schimb între Comunitatea Europeană și America Latină. Avem inițiate câteva schimburi de experiență cu Columbia și Brazilia și o coincidență fericită face ca odată cu evenimentul pe care îl organizăm la Vicovu de Sus să avem și o vizită în teritoriu a unei delegații din Columbia care este interesată de acest mod de lucru interactiv, de aceste exerciții și o să vină efectiv să asiste la tot procesul pentru că e un exercițiu foarte util pentru orice fel de comunitate, dar în special pentru comunitățile mici, a explicat oficialul Agenției de Dezvoltare Regională Piatra Neamț.